10 ani, mă. Bă, nu mai trânti ușa aia, mă, că o să cad limba la mare la un moment dat, mă. Vino și tu mai ușor, mă. Unde e Bobiță? Unde e Bobiță? Aici e Bobiță. Nu, mă, unde e, mă? Cine, mă, să fie? Gianni, mă! Păi de unde să știu unde e Gianni? A, îl ascunzi pe aici, este? Da, l-am băgat în fund și îl țin acolo ascuns, nu vreau să-l arăți. Deci fii atent, Bobiță, uite încoa la mine, să vezi tu ce-i fac eu lui ăsta. Deci el nu face cu mine chestii de-astea, da? Mamă, v-ați încăierat iar. Ce aveți de împărțirea ta asta? Tot vreo babă ceva, este? Nu asta, mă! E, nu e asta. A venit Buturugă mai devreme pe aici pe la bar și mi-a zis, domne, că zilul ăla s-o lase pe nevasta. Vezi că vorbesc de Buturugă del bătrân, nu de fiusul. Domne, s-o lase pe nevastă mea în pace că e femeie bătrână și are dreptate la mă. Bă, tu ai nebunit la cap că ai de-o seama cu mămica Dumnezeu suierte, mă. Ce ai, mă? Nu e de asta, mă, mă lași, mă, cu astea. Nu e nicio babă. Bă, tu nu vezi, bă, că nu mai e sănătos la cap? Eu nu știu, mă, ce să mai mă fac cu tine, Dorel. Nu știu, bă, cum să te apuc, ce să-ți mai explic, că nu mai mă înțelegi deloc, mă. Bă, tu nu înțelegi, bă, că tu o dai dintr-una în alta. Acum vreo 2-3 luni de zile erai pe la biserică, știi când te-am luat de acolo? Le dădeai pupici la toate babele. Alea erau cu molifta și coliva, mai aveau un puf și îți dădeau sufletul și tu erai cupidoane, vină la mine că vin la tine, că nu știu ce ți-am zis. Bă, e babe, bă, nebunule, bă! Ai venit acasă, a doua zi ai ieșit în fuziță, în rochiță, ai plecat prin tot satul, cine te întreba cum te cheamă? Eu sunt Roxana, cu unghiile făcute, ți-am zis. Bă, mă faci de râs, bă, că mă știi și pe mine lumea aici. Ai terminat cu Roxana, la 2 săptămâni era extraterestru. Te-am găsit în cercurile alea pe aici, prin curte, dezbrăcat și ce ai să vină să mă ia? Te-am găsit sau nu te-am găsit? Da. Bă, eu nu știu ce să mai fac cu tine, mă, că de bătut te bat în fiecare zi, dar nu intră nimic în tine, mă. Eu mă culc seara și eu zic, e Dorel în camera elaltă. Și când mă trezesc, eu nu știu cine e acolo, mă. Bă, tu exagerezi și eu, și așa sunt nervos, Bobiță. Exagerez eu? Bă, da, acum câteva zile când am intrat peste tine în cameră și te-am întrebat, bă, de ce iese ștecherul ăla de sub cearcea futău să ce-mi priză, mă? Și mi-a zis, păi l-am băgat în fund, că eu sunt robot și m-am băgat la încărcare. Mai am 2 liniuțe și sunt în full, Bobiță. Lasă-mă asta, mă, Bobiță, că eu cu Gianni am treabă acum. Eu zic să te potolești cu prostul ăla. Că ăla la cât e de prost, fii atent că îți dau cărămida în cap și ajungem la spital, te șoimănește la creier, la fii atent. Cine, mă? Tu vezi, mă, ceea ce ai, fii atent, ia-o-te furtură. Bă, stai, dracu, potolii, că te cufurești pe aici pe jos și îți dau mopul ăla să speli. Deci, Bobiță, uite încă la mine, nu te baci. Deci de data asta iar s-a băgat pe combinațiile mele, da? Ce dracu de combinații mai ai, mă, tu, Escobare, care ești? Cum adică, mă, ce combinație am? Am o combinație tare, tare de tot. Fii atent că m-a întrebat Ardiles dacă vreau să mă angajez la un șmecher tare de tot de la Adridu. Și prostul de Gianni îmi bagă mie vrăjeala la Ardiles ca să-l ia pe el în locul meu, căci că el e mai priceput și nu știu cum. Mie nu face Gianni mie de-astea, da? Că eu deja i-am dat 1 milion lui Ardiles și mai am să-i dau 2 milioane. Că atâta costă serviciul ăsta, știi? 3 milioane taxă, atâta costă. Și vrea bani acum, nu-i vrea la lună la salariu Ardiles. Deci fii atent, dacă Gianni vine la tine și cere 3 milioane, nu-i da niciun bani, uite încoa la mine. De aia stai un puțin, unde ai zis că te angajezi tu, că n-am înțeles. La un șmecher tare de la Dridu, deci fii atent, Bobiță, când dă mașină din aia neagră, lungă, limuzină, băi! Îți dă ție mașină, Ana. Da, mă, îmi dă! Hai, lasă asta, deci uite care-i treaba. Dă banii pe luna asta, eu nu mai gata, mi-am dat demisia de la tine. Adică tu cum ar veni, nu vrei să mai lucrezi la noi? Nu mai lucrez la voi, Bobiță, gata. Bine, fii atent. S-am rupt contractul de muncă, la revedere. Banii îi vrei, dar ți-i bag pe telefon mai bine. Fii atent, că dacă ți-i bag pe telefon, nu-i pierzi. Așa dacă îți dau de ăștia, ție avântul, ție alea, nu mai știu unde. Așa ți-i bag pe telefon, îți rămâne în telefon și când ai nevoie, îi scoți. Păi merge, mă, pe telefon? Un dracu să nu meargă, bă, încuiatule, tu nu te uiști tu la televizor, dă-mi coace. Ia. Câte salarii vrei să-ți bag înainte? Câte poți, dacă ai, că mai pe mult. 3 luni, cum ar veni. Bagă, da! Da? Ia, dă-mi coace, ia. Gata, mai intrat toți. Gata, mă? Da, bă, și-ți dau și sporul. Da, tu da, și spor. Gata. Ia, mă. Ai intrat. Ce ai intrat, mă? N-ai intrat, mă, nu trebuie să primesc un mesaj ceva? Nu, mă, că durează 48 de ore între bănci, transferul, e alea. Yeah. Băi, nenoroci! Dorele! Băi, dă banii, Dorele! Unde-i Gianni? Bă, nu mai trânti ușa aia, mă, că o să cad limba la mare la un moment dat, mă. Vino și tu mai ușor, mă. Unde e Bobiță? Unde e Bobiță? Aici e Bobiță. Nu, mă, unde e, mă? Cine, mă, să fie? Gianni, mă! Păi de unde să știu unde e Gianni? A, îl ascunzi pe aici, este? Da, l-am băgat în fund și îl țin acolo ascuns, nu vreau să-l arăți. Deci fii atent, Bobiță, uite încoa la mine, să vezi tu ce-i fac eu lui ăsta. Deci el nu face cu mine chestii de-astea, da? Mamă, v-ați încăierat iar. Ce aveți de împărțirea ta asta? Tot vreo babă ceva, este? Nu asta, mă.
E, nu e asta. A venit Buturugă mai devreme pe aici, pe la bar, și mi-a zis, domne, că zilul ăla s-o lase pe nevasta. Vezi că vorbesc de Buturugă del bătrân, nu de fiu-s-o. Domne, s-o lase pe nevasta mea în pace, că e femeie bătrână și are dreptate la mă. Bă, tu ai nebunit la cap că ai de-o seama cu mămica Dumnezeu suierte, mă. Ce ai, mă? Nu e de asta, mă, mă lași, mă, cu astea. Nu e nicio babă. Bă, tu nu vezi, bă, că nu mai e sănătos la cap? Eu nu știu, mă, ce să mai mă fac cu tine, Dorel. Nu știu, bă, cum să te apuc, ce să-ți mai explic, că nu mai mă înțelegi deloc, mă. Bă, tu nu înțelegi, bă, că tu o dai dintr-una în alta. A, cu vreo 2-3 luni de zile erai pe la biserică, știi când te-am luat de acolo? Le dădeai pupici la toate babele. Alea erau cu molifta și coliva, mai aveau un puf și îți dădeau sufletul și tu erai cupidoane, vină la mine că vin la tine, că nu știu ce ți-am zis. Bă, e babe, bă, nebunule, bă! Ai venit acasă, a doua zi ai ieșit în fuziță, în rochiță, ai plecat prin tot satul, cine te întreba cum te cheamă? Eu sunt Roxana, cu unghiile făcute, ți-am zis. Bă, mă faci de râs, bă, că mă știi și pe mine lumea aici. Ai terminat cu Roxana, la 2 săptămâni era extraterestru. Te-am găsit în cercurile alea pe aici, prin curte, dezbrăcat și ce ai să vină să mă ia? Te-am găsit sau nu te-am găsit? Da. Bă, eu nu știu ce să mai fac cu tine, mă, că te bătut, te bat în fiecare zi, dar nu intră nimic în tine, mă. Eu mă culc seara și eu zic, e Dorel în camera elaltă. Și când mă trezesc, eu nu știu cine e acolo, mă. Bă, tu exagerezi și eu, și așa sunt nervos, bobiță. Exagerez eu? Bă, da, acum câteva zile când am intrat peste tine în cameră și te-am întrebat, bă, de ce iese ștecherul ăla de sub cearcea futău să zice în priză, mă? Și mi-a zis, păi l-am băgat în fund, că eu sunt robot și m-am băgat la încărcare. Mai am 2 liniuțe și sunt în full, bobiță. Lasă-mă asta, mă, bobiță, că eu cu Gianni am treabă acum. Eu zic să te potolești cu prostul ăla. Că ăla la cât de prost, fii atent că îți dau cărămida în cap și ajungem la spital, te șoimănește la creier, la fii atent. Cine, mă? Tu nu vezi, mă, ceea ce ai, fii atent, ia-o-te vulturul. Bă, stai, dracu, potolii, că te cufurești pe aici pe jos și îți dau mopul ăla să speli. Deci, bobiță, uite încă la mine, nu te baci. Deci de data asta iar s-a băgat pe combinațiile mele, da? Ce dracu de combinații mai ai, mă, tu, Escobare, care ești? Cum adică, mă, ce combinație am? Am o combinație tare, tare de tot. Fii atent, că m-a întrebat Ardiles dacă vreau să mă angajez la un șmecher tare de tot de la Adridu. Și prostul de Gianni îmi bagă mie vrăjeala la Ardiles ca să-l ia pe el în locul meu, căci că el e mai priceput și nu știu cum. Mie nu face Gianni mie de-astea, da? Că eu deja i-am dat 1 milion lui Ardiles și mai am să-i dau 2 milioane. Că atâta costă serviciul ăsta, știi? 3 milioane taxă, atâta costă. Și vrea banii acum, nu-i vrea la lună la salariu Ardiles. Deci fii atent, dacă Gianni vine la tine și cere 3 milioane, nu-i da niciun bani, uite-n coa la mine. De aia stai un puțin, unde ești că te angajezi tu, că n-am înțeles. La un șmecher tare de la Dridu, deci fii atent, bobiță, când dă mașină din aia neagră, lungă, limuzină, băi! Îți dă ție mașină, Ana. Da, mă, îmi dă. Hai, lasă asta, deci uite care-i treaba. Dăm banii pe luna asta, eu nu mai gata, mi-am dat demisia de la tine. Adică tu cum ar veni, nu vrei să mai lucrezi la noi? Nu mai lucrez la voi, bobiță, gata. Bine, fii atent. S-a rupt contractul de muncă, la revedere. Banii îi vrei, dar ți-i bag pe telefon mai bine. Fii atent, că dacă ți-i bag pe telefon, nu-i pierzi. Așa dacă îți dau de ăștia, ții avântul, ții alea, nu mai știu unde. Așa ți-i bag pe telefon, îți rămâne în telefon și când ai nevoie, îi scoți. Păi merge, mă, pe telefon? Un dracu să nu meargă, bă, încuiatule, tu nu te uiți tu la televizor, dă-mi coace. Câte salarii vrei să-ți bag înainte? Câte poți, dacă ai, că mai pe mult. 3 luni, cum ar veni. Bagă, da! Da? Ia, dă-mi coace, ia. Gata, m-a intrat toți. Gata, mă? Da, bă, și îți dau și sporul. Da, tu dă și spor. Gata. Ia, mă. A intrat. Ce ai intrat, mă? N-ai intrat, mă, nu trebuie să primesc un mesaj ceva? Nu, mă, că durează 48 de ore între bănci, transferul, ia alea. Băi, nenoroci! Dorele! Băi, dă banii, Dorele! Bobiță! Pune repede grătarul și aduci mie o bere. Ce ești, în bani sau care treabă? Ei, sunt în bani, pe dracu, ce am fost vreodată în bani? Dar vine acum banii. Vine și ei, începe să curgă. Vreau și-o 2 beri și 10 mici. Mm-hmm. Pune-mă 20 de mici. Bă, nu vrei tu mai bine să fac eu o masă de 6 milioane fix cât ai tu să iei de la fraierii ăștia pentru afacerea aia? A? Ce crezi, că nu m-am prins că-i manevră, mă, prostule? Ce manevră, mă? Bă, nu-mi începe cu ce manevră, că mirosul meu nu mă înșeală, da? Deci nu încerca cu de-asta aici, că mă super și fac urât. Dar... ce, mă, ți-am cerut eu ție ceva? Ce dracu te bagi? Păi lasă că nu mi-ai cerut mie, dar pe mine mă afectează financiar. Că ăștia vine să-mi ceară mie bani, eu le dau lor bani și ei vine cu banii la tine, m-ai înțeles? De ce manevră, te-a mirosit de găinărie, pleacă cu ea de aici. Că fac urât. Și vezi că eu sunt berbec. Și berbecii face urât, dacă nu știi cum face berbecii, întreau pe neti, Sandu. Hai, bă, bobiță, ce dracu vă spac eu ție de-astea? Nu e, bă, nicio manevră. Mi-am pus și eu în comision. Mi-am pus în comision că trebuie să mănânc și eu, nu? Înțelegi? Dar nu e manevră. Adu berile alea și îți povestesc tot. Bine, Ardiles, fii atent că mă întorc. Și 20 de mici.
Aolo, măicuța mea, eu nu mai scap de ăsta. Câte zile oi avea eu în veci? Oh. Hai, noroc, Cardilas. Hai, noroc, paguba, dracu. Hai, dă-mă, ia zi, cum e? Bă, rață, bă, mi-ai făcut Harry Thunder, mă, mi-ai făcut. Zi, mă, adevărat, vine unul de la Dridu care vrea să-și deschidă aici o firmă de taximetrie. Bă, dar de ce mă întrebi? Vrei să te bagi șofer la el? Eu? Păi, dar sunt prost să bag curse la altul, mă. Bă, dar chiar așa în față de prost? Da. Și dacă nu te interesează, de ce mă mai întrebi? Bă, dar nu mi se pare normal, mă, să vină unul pe felia mea, înțeles, să ia din clienții mei. Mă, ne, dacă vrea să vină unul să-și deschidă aici firmă, mai, mi se pare normal să mă întrebe mai întâi pe mine, mă, dacă vreau. Dar de ce stai întrebi, mă, păi, de cine ești tu, mă, reger la taxiuri? Ai inventat tu taximetria? Cum adică, mă? Cum adică, mă? Tu asta ce faci, se numește taximetrie, cu junghiul ăsta de mașină, în care dacă intri 5 minute trebuie să lași rufele la aerisit 2 zile? Du-te, bă, de aici, că nu-i chiar așa. Mă, tu-ți faci nevoile în mașină? Ia uite-l, mă. Bă, că așa miroase. Băi, Ardiles. Bă, Ardiles, facem pare că dacă intru acum, găsesc pe volan biluțe? Ce ai, mă? Bă, dacă te relaxează, de ce nu te joci, mă, cu plastilină și te joci cu muci? Băi, Ardiles, bă! Bine, mă, o să-l întreb și dacă are nevoie de șofer, îi spun. Bine, mă. Băi, dar fii atent, după aia îmi zici și mie, da? Ce? Bă, tu, mă, e la mișto. Ce dracu am vorbit, mă, până acum? Ce am vorbit, mă, până acum? Ia uite-l. Ia vezi, mă, acum ți-aduce aminte? Da, mă, vorbesc și trec eu pe la tine. Pe hai, hai, noroc. Hai cu berile alea! O, mă! M-a lăsat ăsta de mă... Ia, bagă, zi-mi și mie, care-i povestea? Hai, noroc, nu e, bă, nicio poveste. Nu e nimic. Bagă! M-a rugat omul ăsta să-i găsesc doi șoferi, că-i pe lui i-a dat afară. Păi de ce i-a dat afară? I-a dat afară, dragă, că stătea după program și se îmbătea pleaznă și a doua zi când aveai nevoie de ei, oha, nu mai era. Am... Să avem unghii mari, dar le lasă mașina pe mână. Păi stai-o puțin că tu ai uitat, ăștia doi n-are niciunul permis. Păi da, mă, dar rezolvă omul totul, bă, ce dracu. Ei nu trebuie decât să meargă încet și să aibă grijă de mașină. Și le dă limuzină lor. Da, le dă limuzină de aia mare. Băi, Ardiles, mie miroase amânăria asta, mă. Nu e, bă, nicio mânărie, bă, eu i-am recomandat pe ei că mie mi se pare că e cel mai... Pe cine vrem să-l facă, pe Celentanu? E bă. Prima oară în viața mea când fac și eu ceva serios. Pe cuvântul meu, donare. Ardiles? Bobiță, tu știi că nu te minte. Hai, mă, să fie într-un ceas, bă. Deci, Ardiles, fii atent, că ai aici 3 milioane cu 3 milioane, 6 bucăți, da? 3 pentru tine și 3 pentru tine. Da. Să dea dracii în capul vostru, să nu-mi dați banii la salariu înapoi, da? Ce vorbești, mă? Stai, mă, fii auzi. Ce vorbești, mă? Aveți noroc că l-am convins eu. Uh-huh. Deci, lucrați amândoi pe același salariu. Ce vorbești, mă? Mie nu-mi convine, mă. Cum să lucrez, mă, eu cu ăsta? Ce are, mă? Păi, bă, ce are? Tu stai la volan și eu stau ca prostul în dreapta, mă? Stau eu la volan și stai tu în dreapta, mă. Cum să stau în dreapta, mă? Pentru nici măcar nu știi să conduci. Ce vorbești, mă? Ia stați, așa. Stați așa. Lucrați în ture, mă. Tu lucrezi o săptămână și tu lucrezi o săptămână. Așa, da. Dar lucrez eu prima săptămână. Ia, stai cu minte, mă. Lucrez eu prima săptămână și dă-mi imagina săptămâna viitoare. Stai calm. Ce eu... vorbești, mă? Eu sunt prostul tău? Adică să curăț eu tot jecul după tine, să stau eu să spăl mașina după tine, nu? Ce jec, mă? Ia, mă, de când ai mai făcut tu curat, mă? Ce am mai avut mașină până acum, mă? În casă, mă, nu mașină. Păi ce legătură are una cu alta că mă și enervezi? Stați așa, mă, că mă omorâți pe cuvântul meu. Eu o să lucrez de primul ăla care ajunge primul la Dridu. E bine așa? Da, făcut! Soarele la Dridu, mă! Haide, mă, eu o luam pe partea-i la! Ce face, fetele, vă fac o tură? Ce-ai făcut, Pantero? Ia-ți Bobiță, fii atent! Deci mai aveam puțin și intram în Dridu și din prima curbă, cum intri în Dridu? Deci viteză mare, mi-a sărit galoșul drept, bine că n-a fost cineva pe acolo, că dacă loveam capul, îi retezea capul direct, așa viteză aveam. Până mi-a găsit eu galoșul, până m-am încălțat, Gianni s-a dus, deci...
M-am întors, nici nu m-am mai dus, să știi. Hai pe capul meu! Hai pe capul meu! A venit băiatul cu bestia, ce zici, Bobiți? A? A rămas fără cuvintele bunului. Asta e limuzina, mă? Da, bravo, te face băiatul în Costinești și să rupem discotecile pe acolo. Păi și cum a găsit cu asta gagici la Costinești, mă? Ție, mă, nebună, Edita, e limuzina, mă, ce-i? E ca lumea tare de tot! Păi, Gianni! Haide, mă, Bobiț! Păi, mă, și pe mine-n dreapta! Am, mă, urc, ești nebun la cap! Bă, Bobiță, ce ai, mă? Hai, mă! Hai, mă, capul meu! Păi, cât mă, ce spate! Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!